Folosește codul ZAPI pe G2A pentru a obține o reducere cât ai zice NIEZ. Audior, cine ați fi, dragi muritori? Astăzi o să aruncăm o privire site-ului Akinator, un site unde putem să găsim alte persoane. Însă persoana pe care ne interesează acum sunt eu, pentru că eu sunt un bulangist narcisist care n-are ce face cu viața lui și seara la 9 se joacă pe Akinator, pentru că m-am gândit, hei, am văzut că multă lume mă găsește, ce-ar fi să mă găsesc și eu? Doar de ce nu? Am să dăm aici pe Play, care este cu o culoare foarte, foarte frumoasă de vișiniu. Asta dacă nu sunt daltonist. Deci, think about a real or fictional character. Așa, deci player information. Cred că vârsta mea, să-mi pun 18, să zică lumea că nu sunt minor și am tot dreptul să mă joc chestii din astea. Ok. Ce bine m-a știut. Este caracterul tău din România? Normal că este. Este caracterul tău un gamer? Gay poate, dar măr, nu știu, hai să zicem că este, da. Are caracterul tău ochi aurii? Dacă se referă la mine, din star jocul ăsta mă face cocalar. Este o fată? Desigur că nu. Caracterul tău poartă un tricou portocaliu? Eu am un turcoaz acum, deci, nu știu, don't know. E caracterul tău un dușman al omului Păianjen? Desigur că nu. Îl iubesc pe omul Păianjen. Este caracterul tău asociat cu culoarea roz? E clar, ăsta e hit pink, nu-i cu roz. Caracterul tău un student la medicină? N-aș intra acolo, nici de aș putea. Tata că mă costă 5.000 de lei pe an, dacă e să mă duc, deci nu este student la medicină. A candidat caracterul tău la alegeri electorale? Ce? What the fuck, nu? E caracterul tău legat oarecum cu tortura? N-ai să zicem că da. Caracterul tău a murit când făcea asta. Nu? Cine-i Pledis Entertainment? Corea de Sud? Da, de ce? Cum? Nu! Cântă caracterul tău despre omorât polițai? Nu! Nu am zis! E legat de Minecraft! Mă, am pus logica jocului Minecraft, da. Hai să zicem că da. Ok, deci duhul ăsta din lampă deja începe să mă calce pe nervi. Și nu mă refer la cămașa lui, care o poartă ca un cocalar, nu. Ce-s cu întrebările astea? Nu era un pinguin într-o viață anterioară, ce dracu? Ce aveți toți cu Roblox? Nu! Nu mă joc nici Sims 4! Nu mă joc nici Rosario plus Vampir! Nu e niciun univers... Nu, niciun Winx! Nu umblu pe 4 labe! Am un frate! Ce? Nu am jucat în ducele hazardului, n-am mașină! Nu sunt singur la părinți! Bergea! Cine-i Bergea? Sfârc! Nu. Da, dăm continuu, deci până nu mă găsim, nu m-am jucat nici Euro Truck Simulator, nu m-am jucat nici Desire X, nu m-am jucat nici FIFA, nu m-am jucat nici Roblox, nu sunt nici blond, nu... N-am fost nici în pușcărie, nu m-am jucat nici Skywars! Da, e legat de comedie, asta da. Nu fumez. Nu m-am jucat nici Minecraft Hunger Games. Este numele legat de una... Nu, e clar, se gândește la Bobo Spider. Sau la Bahoi, nu știu, nu-s legat nicio... E caracterul tău un zeu? Nu, what the fuck? De ce pula mea? De unde aș avea eu bani să conduc o țară întreagă? Eu care n-am bani să-mi cumpăr o cameră decentă sau măcar hârtie igienică din aia cu 3 straturi. Nu, eu trebuie să mă mulțumesc cu hârtie igienică de aia roz. Nu am nici barbă. Da, îs dintr-o țară europeană. Bă, stai, ce? Deci, m-a întrebat strict dacă-s legat de comedie și dacă îmi plac o grămadă de alte căcaturi și după aceea m-a întrebat dacă-s dintr-o țară europeană. Și după aia au zis că sunt eu. Asta știi ce înseamnă? Ce înseamnă? Ce? Eu sunt cel mai mare comediant al țărilor europene. Hai să zicem că-i da. Ok. Hai să mai găsim pe cineva. Hai să zicem că-l găsim pe cine? Pe cineva care nu-i legat de Minecraft. Pentru că dacă zici Minecraft, o să-ți dea o listă întreagă de jucători de Minecraft din România asta. Hai să ne gândim pe cine. Hai să-l căutăm pe Codrin Bradea. Pe Codrinel. Ia să vedem dacă-l găsim pe fratele Codrinel. Normal că e din România. Nu joacă Minecraft. Nu e nici fată. Nu e nici infinit. E și gamer. Ha! Direct, gata! Normal că poartă haine militare.
Yes, frate. Bă, nu știu dacă o avut pe roșu. Codrin, nu, n-ai avut pe roșu. Deci, la fel, nu ai nici haine de femeie. Faci și videoclipuri cu gaming. Și acum, zic că e Codrin Bradea. Normal că are un telefon. Nu, what the fuck, deci dacă ar fi fost Codrin la X-Factor. Ai de pula mea. Codrin Bradea, Codrin Andrei Bra... Îl cheamă și Andrei? Toată viața mea a fost o minciună. Nu e nicio problemă, hai să-l găsim pe prietenul nostru, Alpaca Legion. Să vedem dacă... Opa! Normal că e român, caracterul nostru. Hai, Alpaca, știm că putem să te găsim. Nu, nu e jucător de Minecraft, nu e nici fată, nu e nici infinit. Nu e nici într-un grup de fete, din câte știu. Alpaca, să nu-mi spui că te-ai dus la meeting la One Direction sau ceva. Nu. Nu juca nici eroii din Neverett. Nu e nici membru Bazooka. Am dat nu, mă. Da, e gamer. Nu face nici VIF, nu face nici FIFA. Ce? Nu e legat de Alfheim online. Ce dracu' de joc ăsta? Nu știu dacă... Bă. Ăsta cred că e high man. Ăsta cu drogurile, nu. Nu știu Alpaca dacă are droguri. Are droguri. Nu știu dacă are droguri sau și ia droguri, deși... Uneori zici că a mâncat prea mult pateu într-o anumită zi. Nu e asociat nici cu culoarea roz. Nu e nici cowboy. Nu face nici GTA 5. N-are nici barbă. Nu are nici comic book-uri. N-a fost nici într-o trupă. N-a fost nici într-un rap battle. Nu știu dacă e comunist. Bănuiesc că nu. Nu e nici într-o... nu e nici mai mic de 12. Nu e nici caracter de... N-are nici pe roz. Nu e nici turc. Nu și-o pierdut nici copii. What the fuck? Deci dacă nu-s turc și nu mi-am pierdut copilul, nu mi-a murit copilul, înseamnă că e Zapi TV. Bă, Alpaca. Nu poți să credeci. Alpaca este cel mai rar YouTuber de găsit pe acest site. După nenumărate încercări. Da, chiar era Zapi TV. Chiar pe Zapi TV îl căutam. Deci chiar pe Zapi. No, pe Alpăcuț, din păcate n-ai avut noroc. Dar se pare că noi am avut de două ori chiar. Ne vedem data viitoare, prieteni, și nu uitați să luați un Sfântul Graal. Să aveți o seară foarte, 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 foarte bengoasă. Vă gândesc foarte mult și nu uitați. Ne vedem la următorul clip. Nu te filmezi. Astăzi o să aruncăm o privire asupra logicii jocului pe care l-a făcut pe Codrinel faimos după ce a devenit faimos datorită parodiilor lui la desene. Mamă, ce-mi plăceau alea! După i-au luat ban. Outlast!